Regele Solomon. Regele Solomon a condus timp de mai mult de 40 de ani cel mai puternic regat în istoria Israelului. El a fost al treilea rege al Israelului, după tatăl său, regele David și regele Saul. Era faimos pentru înțelepciune și aprecia pentru a fi construit marele templu al lui Dumnezeu în Ierusalim și pentru a fi adus o perioadă de pace și prosperitate fără precedent. În regat, Solomon a fost uns rege chiar când fratele său, Adonia, plănuia să ia tronul pentru el. Tânărul rege a domnit împreună cu tatăl său până la moartea lui David. Primul act al lui Solomon, după moartea tatălui său, a fost să elimine toți foștii dușmani ai tatălui său. După ce a omorât pe toți cei ce amenințau potențial autoritatea sa, el s-a concentrat asupra dezvoltării și îmbogățirii regatului. Solomon moștenise de la tatăl său un regat imens, care se întindea de la Eufrat până la granița cu Egiptul. Dominația lui includea regatele Transiordaniei și Siriei. Regele Solomon controla principalele drumuri între Egipt și Mesopotamia, rutele internaționale cunoscute ca Via Maris și Drumul Regilor. Comerțul care se făcea de-a lungul acestor rute a crescut foarte mult bogăția regatului său. Solomon pare să fi avut o relație economică apropiată cu regele Hiram din Tira, care i-a ajutat pe izraeliți să-și dezvolte afacerile navale, ceea ce le-a permis să ajungă în Africa și să aducă de acolo aur, argint, fildeș și alte materiale prețioase. Pe lângă mâna de lucru, Hiram i-a pus la dispoziție lui Solomon și lemn de cedru și de chiparos pentru a ajuta la construirea lui Beit Hamikdash în Ierusalim. Templul și palatul lui Solomon, lângă el, erau poate cele mai grandioase clădiri ale timpului, construite din materiale rare și scumpe, fabricate de artizani foarte iscusiți. Construcția templului a durat 7 ani, în timp ce palatul lui Solomon a durat 13 ani. În plus, Solomon a clădit întregi noi orașe în regatul său și a extins mult orașul lui David. Solomon este de asemenea cunoscut și ca cel mai poligam evreu din istorie. S-a căsătorit cu membrii ai familiilor regale din alte nații, inclusiv moabiții, amoniții, edomiții, sidonienii, hitiții și egiptenii, și chiar cu fiica regelui Egiptului, pentru a stabili relații bune și legături strânse între regatul său și vecinii săi. Legenda spune că ar fi avut 1000 de soții. Combinația dintre diplomația pe plan internațional și dezvoltarea internă a reușit să creeze bogăție și siguranță fără precedent în Israel. Bogăția lui Solomon nu a fost egalată decât de înțelepciunea sa, faimoasa înțelepciune a lui Solomon, care a fost subiectul a numeroase povești și legende. Înțelepciunea lui Solomon a fost pusă la încercare când două femei au venit la el, ambele pretinzând a fi mama aceluiași copil. Solomon, dându-și seama că adevărata mamă va fi în legătură cu bunăstarea copilului, a ordonat să se taie copilul în două, sub pretextul că va da fiecărei femei o jumătate. Deși una dintre femei era dispusă să accepte această soluție, adevărata mamă a țipat alarmată, preferând să renunțe cu totul la copil decât să îi vadă suferința. Problema a fost astfel rezolvată și inteligentă și dreptatea regelui au primit laudele meritate. Faima lui Solomon de rege înțelept și drept s-a răspândit curând către alte țări și vizitatori de peste
peste tot veneau să-i aducă omagiul și să-i ceară sfatul. Cea mai faimoasă dintre aceștia a fost regina din Sheba, care a venit cu alaiul său încărcată cu daruri. Voia să vadă cu proprii ochi înțelepciunea și bogăția despre care auzise atât de multe și a plecat impresionată de abundența ambelor. O mare varietate de poezii și opere de înțelepciune îi sunt atribuite regelui Solomon, inclusiv Cântarea Cântărilor, care a fost scrisă în tinerețea acestuia. Pildele sau proverbele lui Solomon le-a creat la maturitate. Eclesiastul a fost scris în ultimii lui ani de viață.